când ai mers la Hollywood? Cam departe. Da. Când ai avut ultimul iubit? Acum un an. Când îl vezi tresari? Da. El când te vede tresare? Nu știu, că nu ne-am văzut de mult. Decât... Decât tu pe el? Nu. Decât pe... Ai suferit? Da. Mult. Mucirița cu trifoi. Care a fost cel mai frumos rol pe care l-ai jucat în viața reală? De mamă. Și cea mai frumoasă amintire este nașterea fiicei mele, Andreea Tiandra. Explodăm. Bum. O zosip, okineko semekik, okineko semefekete. Unde ai învățat să cânti? La școala de arte, la doamna profesoară Albu Lelie. Ce frumos! Și ce frumos ne-au cântat și ce frumos este aici la mine. Știu că îți place. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara. Felicitări. Bună seara. Vreau să o prezint astăzi pe Erica Claudia Domocoș, un om care a iubit de mic teatrul și scenă. Copilă fiind, împreună cu mama, umbla în teatru, s-a îndrăgostit, a urmat cursurile, și a rămas acolo după, câți ani? 26 de ani. 26 de ani, chiar dacă ai început la Satu Mare, dacă nu mă înșel. Da, acolo am debutat în 2006, da, toamna. Toamna? Da. Târzie sau? Toamna. Toamna. Ce îți place mai mult, toamna, iarna, primăvara sau vara? Iarna. Îți place frigul? Îmi place frigul, m-am născut în februarie și atunci normal că îmi place frigul. Anul ăsta în februarie a fost foarte cald. Din păcate. Cine este Erica Domocoș? Erica Domocoș este un om bun, în primul rând. Un om minunat, pot să spun. Oameni minunat, să zicem aici, ne batem joc. O căutătoare de veșnică, de iubire, de lumină, de frumos și de adevăr. Lumina este iubirea, uite aici, da. Cum avem iubirea aici lângă noi. Asta este Erica Domocoș. Da. Ce îți place cel mai mult în viață? Să văd liniște, frumusețe, pace și iubire în jurul meu. Ai terminat teologie? Încă nu, dar nu e târziu. Că vorbești foarte blabios. Nu, sunt foarte credincioasă, chiar dacă nu par, deci... De ce crezi că nu par credincios? Pentru că, mă rog, e așa. Bun. Aparențele mă înșeală. Părerea ta despre tine este de 10 la superlativ. Da. Părerea altora despre tine? Nu contează. Nu-ți pasă de gura lumii? Acum nu, dar au fost... Ți-a păsat vreodată? Da. Chiar am suferit, chiar am luat... Pe bune? Multe lucruri personale, da, și chiar am... Și merită? Nu, a fost vina mea, pentru că eu sunt prea sensibilă, pot să spun uneori. Și chiar credulă și chiar naivă și la vârsta asta. Încă? Încă, da. Perseverezi? Perseverez. Lupătez. Da. Care a fost cel mai frumos rol pe care l-ai jucat în viața reală? De mamă. Și cea mai frumoasă amintire este nașterea fiicei mele, Andreea Tiandra, care are 25 de ani. E cel mai frumos moment pe care l-am trăit. Care este relația ta cu fiica? Foarte bună.
Sunteți apropiate? Foarte. E o relație de mamă-fică sau o relație de prietenie? Este de prietenie. Și de mamă-fică, și de prietenie, și de amiciție, și de iubire, și de nebunie, și tot, tot, tot. Adică totul e un întreg, nu pot să spun că e doar, sunt doar mamă, sunt... E din mine, sânge din sângele meu, carne din carnea mea, mă regăsesc în ea, nebunia mea o regăsesc în ea. E frumos să te regăsești în cineva. Da, și mai mult decât atât, cum trece timpul, descoper foarte multe valențe în ceea ce ne privește. Te-a urmat? Pe nu. Îi place scena? Nu. Din fericire, spun. Din fericire. Da, pentru că ea e un artist mult mai bun. Ea a moștenit calitățile tatălui, da, care cu calculatorul și, mă rog. Dacă e artist, dar e... poate să plătească și pe mama care e actriță. Nu, încă deocamdată nu profesează în domeniul IT-ului, dar... Am auzit un banc spus de către un actor, da, m-a întrebat și a spus-o chiar în podcastul meu, dacă nu mă înșel, și a zis, știi cum agheți o femeie actriță? Și a zis, nu, te duci așa, întrebi, ți-e foame? E adevărat? Ați avut momente în care vă era foame? Nu știu la ce foame se referea. Din punct de vedere salarial vorbim, din punct de vedere al banilor pe care... Da, da, aici, din punct de vedere că astăzi... Ieri și acum mulți ani, cultura în România, din păcate, nu s-a plătit. Da, aici are dreptate, pentru că și eu recunosc că fetița mea era mică și mi-amintesc, stăteam în chirie, că eu deja de la vârsta de 3 ani, de când fetița mea împlinise 3 ani, eram cu ea deja în chirie. Cu dânsa era, să zici. Nu, vă rog, cu ea în chirie. Și că moldoveanul zice către nevastă, zice, ce faci, fă, mă duc să o mult pe dânsa. Nu, mă rog. Ești puțin moldovean, că să înțeleg. Nu. Și bon, într-adevăr... Da, mulțumesc. Și într-adevăr au fost primii 10 ani grei. Singură, cu salariu și cu educație. A fost greu, dar cumva... De ce te-ai întors de la satul mare? De ce ai venit în... Pentru că... De ce ai vrut să revii acasă? Pentru că nu mă regăseam acolo. Te regăsești astăzi în Târgu Mureș? Și da, și nu. Adică eu... De ce da? Da, pentru că iubesc acest oraș. Aici am cele mai frumoase amintiri. Aici este încă mama. Tata, din păcate, nu mai este printre noi. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Aici am cele mai frumoase amintiri. Aici s-a născut copilul meu. Am jucat de la vârsta de 6 ani în Teatrul Național din Târgu Mureș și am Dar ai jucat pe bune? Sau? Pe bune, da, am fost copil de trupă, la secția maghiară am început. Mama a fost croitorioasă aproape 40 de ani în Teatrul Național din Târgu Mureș și așa am ajuns să iubesc teatru. Că am venit la fiecare premieră, la fiecare repetiție și m-a descoperit un regizor. Oarecum forțat, să înțeleg, adică nu... Nu, am venit... Tu nu erai generația cum eram noi, generația cu cheia de gât. Era generația anterioară cheii de gât. Și eu am fost cu cheia la gât. Și eu am fost. Era cu cheile amar după ea. Dar eu am făcut și... Oh, Doamne, cu cheia, am niște amintiri cu cheia. Că vorbim am... de amintiri imediat. Bine. Și am rămas aici până am terminat facultatea. După aceea, prin derogare, a venit un regizor, mă rog, un director de teatru, că așa era atunci când am terminat, în 96, nu aveam posturi fixate, adică tu la Târgu Mureș, tu așa. M-a descoperit domnul Cristian Ioan, fostul director al Teatrului Național, care era atunci directorul Teatrului de Nord din Satul Mare. Și avea nevoie exact de tipologia mea, ca actriță, și a zis, fii la Satul Mare? Și am zis, da. Și a durat doar un an, pentru că nu m-am simțit... S-a înșelat el? Nu era vorba profesional, nu. Era vorba de mine. Eu nu m-am putut acomoda nici cu orașul, nici cu teatru. Nu. Păi, fale apă, fale visca la mură și la Satul Mare, deci nu... Da, dar nu... Și am venit înapoi, după un an de zile, m-am și reîntors. Și am rămas aici. Deci în total am 30 de ani, dacă pun și 5 ani din copilăria mea că am jucat, 30 de ani. Ai jucat de la 6 la 11 ani? Da. Și după 11 ani? Păi după 11 ani era școala, după aceea mă pregăteam de liceu deja, eu jucam roluri de copii, deja avusesem, jucam rol de băiat, pantalonii începuseră să mi se rupă. Astăzi, nu? Avusesem... Și am început să... De mic avusesem. Nu chiar.
Și atunci așa a fost, să mă reîntorc aici și să treacă anii așa, să zboare, că de fapt au zburat. Au trecut repede ani. Foarte repede, nici nu... Regreți? Nu. Te simți bătrână? Deloc. Deci sufletește mă simt ca la 30, mai mult nu. Și temperamental, sunt un om foarte temperamental. Ai prieteni? Am, nu mulți. Dar buni? Dar foarte buni. Care oricând, la orice oră pot conta pe ei. Doamne, orice se întâmplă. Și mulțumesc. Să se întâmple de bine, cred că asta nu, e nu, important. De bine, da. Orice. Da. Când nouă ne e bine, avem toți prietenii aici, din lume. Aici, știi, aici, acolo. Pe mijloc Balsam. Sau în stânga? Pe mijloc. Între ele? Să nu se facă accident. Doamne ferește. Dacă se bușește cineva Doamne cu tine... Ferește. Nu știu care e accidentatul. Apropo de amintiri, ai amintiri de la Satu Mare? Am. În acel an? Da. Dacă am avut o colegă și am, pe care o cheamă Rora Demeter. Demeter Dobrater, aceeași plămădeană. Și o actriță bună și o persoană extraordinară și nu uit niciodată. Eu, când eram mai tânără, nu prea, mie nu prea mi-a fost foame, adică nu prea eram mâncăcioasă, nici acum nu sunt, sunt eu mai așa, dar... Nici eu. Și nu uit niciodată, mama aducea la Satu Mare oală cu sarmale. Eu fugeam, tăc, împărțeam și după peste două zile mă întreba, dar tu, copilă, tu ai mâncat? Da, mă, te-ai săturat, da, mama, sunt bune sarmale foarte, dar de fapt nu le mâncați. Știi? Adică niște amintiri foarte frumoase. Plus că atunci trebuie să recunosc că am gustat pentru prima dată țuica de casă de Maramureș, care vreau să-ți spun că Porinca. Aia este ceva pericol pentru... Bine, a fost pericol pentru mine, pentru că... În ce sens? În sensul de... Aveam a doua zi spectacol și parcă aveam un clopot în loc de cap. A fost, pentru că nu eram obișnuită noi la Târgu Mureș, nu... Nu, aici numai... Nu, bine, de atunci... Cum e la sucul ăla... Maxim Sifon. Da, cum e zicea la sucul ăla zi care era pe timpuri? Bem. Nu, n-am fost... Bem, țuică! N-am fost consumator. Am fost cu minte tânără, așa, nu? A, tânără, n-ai fost consumator. Nu. Și nu am fost niciodată periculoasă, să spun că... Fioroasă? Nu. Nici supărată pe viață, chiar așa, nu. Doamne ferește. Băi, viața e frumoasă. Foarte frumoasă. Și viața merită trăită. Așa este. Și cred că cel mai greu, și acum vorbesc la modul cel mai serios, că râdem pentru că noi livrăm zâmbete și voie bună așa aici, este. Dar cred că cea mai grea, sau una dintre cele mai grele, meserie, cea de actor. Este. Pentru că oameni fără probleme nu sunt. Așa este. Și în momentul în care ajungi în fața oamenilor, au plătit un bilet așa este. Ca să vadă spectacolul. Nu problemele omului. Da. Și voi sunteți oamenii care trebuie să scoateți oamenii din starea lor și să-i bine dispuneți. Așa și cred că cel mai greu rol e cel de comedie. Da. Dramă, comedie, ce-ți place mai mult? Comedie. Am jucat comedie bine, mi-a și ajutat. Cine este actorul tău preferat? Sau actrița ta preferată? De unde? Din Pogăceaua. Din lume? Actrița mea preferată, Michelle Pfeiffer. Așa. Și actorul meu preferat, Denzel Washington. Oh. Da. Da. Spus-o. Și români? Români a fost. Au fost câțiva. Cine? Ștefan Iordache. Frumos. Vladimir Gaitan. I-am cunoscut și chiar le port, Dumnezeu să odihnească. Doriu. Nu. Amintiri frumoase, pentru chiar că am așa. Amintiri frumoase cu dâns și mai au fost mulți. Dar și acum femei românce? Tora Vasilescu. Da. Uh-huh. Și Anică Silagii, care a fost... Anică, Silagii Anică, care a fost și actriță la Teatrul Național din Târgu Mureș și a jucat și în filme românești. Femeie foarte frumoasă și talentată. Filmele românești, apropo, că ziceai de filme românești, îți plac? Mi-au plăcut toate. Teatru sau film, ce ai alege? Dacă ai putea acum să dai timp înapoi. Aș dori film, dar
Nu cred că acum încă sunt în evoca potrivită la... Pentru că acum se caută alte tipologii, vorbesc de 2024. Dar aștept provocări, nu se știe niciodată. Ai fost la castinguri? Am fost. Ai luat? Am mai și luat, dar mai mult la... Pe cântat m-am dus mai mult, la concursul de cântat. Și ai câștigat concursul de cântat? Nu am câștigat, dar am fost invitată de 3 ori și nici a 3-a oară nu mi-a ieșit să particip, pentru că exact de 1 iunie, când trebuia să merg la Budapesta la The Eric, Voice... Eric, poate nimic întâmplătorul lumea asta, crede-mă. Mulțumesc, ești drăguț. Dar nimic nu-i întâmplător. Da, ok, mulțumesc. Nu, a fost în următoarea tate și atunci s-a suprapus niște evenimente care nu au... Dar încă înainte... Viața merge mai departe, merge, da. Pentru că în viața asta toți dintre noi am avut pierderi și am avut câștiguri. Chit că vorbim de pierderi omenești, dar în sufletul nostru acești oameni sunt vii și nu avem voie să ne stricăm bine dispoziția, pentru că ei se bucură pentru noi, noi acum suntem de povești. Și poate și ei doi acum acolo să stau de povești. Înțelegi? Da. Și se uită la noi și zice, uite ce frumos copiii noștri stau și povestesc. Hai adică să rămânem bine dispuși. Da, sunt bine dispusă. Sau ne stricăm starea. Nu, sunt un sensibil. Da. Sensibilă. Sunt și sensibilă. Sensibilă. S-a pus așa pe un pic de ungurește. Alint. Te simți româncă sau unguroică? Sincer. Ființă umană, mă simt româncă sau... Sunt cetățean român. Te simți... Cum mă simt? Și. Visez în românește sau în ungurește? Și. Sângele meu e și. Jur. Când visez noaptea? Cum? Când visez... Dimineața te trezești visete sau chermec pe care se Dar nu e cu vorbe, e fără. E filmut. Nu e nici în ungurește, nici în rămânește. Visez... Mut. Da, fără... Spor filmele mute. Fără cuvinte, doar fapte. Ce fapte? E. Ce fain este să ai un invitat cu care poți să vorbești orice și știi că nu se supără, pentru că... Păi, dar de ce să ne supără? Ce visezi? Depinde. Interpretezi vise? Nu. Crezi în ghicitori? Nu. După ce bei cafea, o citești în zațul de cafea? Nu. Crezi în horoscop? Nu. Crezi în Dumnezeu? Da. Perfect. Asta e, cred că e cel mai important. Da. Mergi la biserică? Nu prea des. Pentru că credința am mai mult și eu sunt cu mine și cu el. Avem o relație frumoasă tot timpul. Vorbești cu el în limba română sau în limba maghiară? Și. Și, depinde. Nu există limbă pentru el. Vorbesc și. Pentru că am avut disputa sau discuția asta am avut-o cu cineva în episoadele trecute și vorbea doar în limba maghiară. Nu. Și. Și de mai mult decât atât. Veți avut Paștele, nu? Da, și o să mai am, pentru că noi... Normal, oamenii ăștia au liber de 2 ori. Și mai mult decât atât, nu cred că există o limbă. Aia aceea este... La divinitate nu e cu limbi. Și... Cum o cheamă pe fica ta? Andreea Diandra. Românești. Andreea sau Andreu? Andreea, cu 2 de E. Ea este ogneană, Andreea Diandra. Deci româncă... Este, da. 200.000%. La sută, da. Că asta e cel mai important. Da. Și ea vorbește limba română? Maghiară nu prea vorbește, înțelege tot. Deci voi două vorbiți acasă. Doar românește. Știi ce e curios? Ești Domokos Eriko, da. Claudia. Da. Claudia românesc. Românește, da. De la tata venit din Râmnicu Sărat. Nu, mama este din Râmnicu Sărat. Voi nu aveți genuri, deci am greșit un pic. De la mama venită din Râmnicu Sărat. Da, mă, că Domokos e românesc. Nu. Am înțeles. Făceam... Deci mama venită din Râmnicu Sărat, acasă voi ați vorbit fele apă, fele viz. În prima fază, nici tata nu știa românește și nici mama ungurește. Deci au știut doar te iubesc și săratleg. Și, din... și cum s-au înțeles? Păi s-au înțeles, uite că s-au înțeles. Cred că zicea, aruncă gunoiul. Și... Nu înțelegeau. Nu, s-au înțeles. Și din iubire fiecare a...
trecut, un pic de... Și cu mama ta vorbește în limba română, bă? În limba română, sau da. Sau dânsa vorbește și... și nu, în limba română vorbesc cu mama. Deci eu... Care e cea mai frumoasă amintire, bă, apropo, că vorbeam de părinți? Noi am stat în cartierul Mureșeni, la, la casă, cu bunicii mei. Și cea mai frumoasă amintire era când eram noi copii, eu aveam vreo 4 ani, 5 ani, fratele meu 7, că e o diferență, 8, de 3 ani de zile. Și când stăteam cu părinții mei, povesteam și stăteam în brațele lor și ne mângâiau pe amândoi. Și era liniște, se auzeau păsărelele. Era liniște și era frumos, era armonie și era iubire. Și apropo de, urma să mă întrebi, dar ți-o iau înainte. Aoleu, stai, fii atent, că știi bancul ăla cu Nostradamus care ajunge acasă și zice, de ce te-ai pișat în pat peste 5 minute? Acum, ce am vrut eu să te întreb, hai să vedem. Nu, apropo de cel mai mare regret al meu. Nu am vrut să te întreb asta. Da, uite că, nu? Dar nu vreau să mă răspund la întrebarea asta. Da, eu aș fi vrut. Dar te rog frumos, nu vreau. Care e cel mai mare regret al tău? Că... nu am mai mulți copii și nu am avut o familie frumoasă, unită și armonioasă. Din ce cauză? Ai fost o cauză? Nu cred, nu neapărat, nu. Nu, am fost... Cauza a fost comună? Bine, eu când m-am căsătorit cu fostul meu soț, cu tatăl fetiței mele, noi am și divorțat foarte repede. Ce înseamnă repede? Repede, adică s-au întâmplat niște lucruri, dar nu aș vrea să... Că nu își are rostul după 25 de ani, repede, totul a mers foarte repede, dar uite că am rămas cu un cadou foarte frumos, minunat și nu-mi pare rău o secundă. Da, clipă. Nici nu, de ce să-ți spun? Nu, dar asta e... Până la urmă, cred că ți-ai descoperit cel mai bun prieten. Da. Pentru că da. În copilul tău poți să ai încredere da, totală, 100%. Da. Drept urmare, pentru tine, da. Diandra, Andreea, da, este cel mai bun prieten. Este. Este minunea mea, da. Și ai și scrie în fiecare zi. Unde îi scrii? Pe telefon. Am văzut că scrisoare, l-aș scris. Vorbesc serios. Nu, pentru că, dar și spun când pleacă și seara când voi, că e așa. Mm. Da. Ți-a plăcut viața? Ai da. Trăit-o? Da. Ai fost în cluburi? Baluri? Când erai tu tânăr, erau fost, baluri? Am fost, dar nu foarte mult. Dar cum ți-ai trăit viața? Am fost îndrăgostită de tânără, de un domnișor, mă rog, după aceea... Am fost părăsită, am dat la facultate, mi-am văzut de facultate. Asta distracție mult. Și că distracție de asta bine, era de băiat de bani gata și, mă rog, mult prea de bani gata și atunci Dumnezeu să-l ierte că a murit și el. Și că nu-i bine să ai mulți bani. Da, mă rog. De... Bucură-te că e sărac. Glumesc. Știu. Pe bune, cum te-ai distras? Care era distracția când erai tânără? La ce vârstă te-ai căsătorit? 26. Mă, păi până la 26 de ani ți-ai trăit viața. Da, dar... Ai fost adolescent, ai fost tânăr, ai umblat, da, ai avut un grup ce... de prieteni, un anturaj. Da, dar nu am fost foarte... Nu, așa... Nu mergeați în cluburi? Nu, ba da, dar nu foarte... Nu am fost. Am fost mai... Pe cilean, așa, cilean. Da, nu am fost. Chill. Mai chill, nu am fost foarte... Uh-huh. Am fost cu mințică. Uh-huh. Până când? E... Până... Dar și acum nu e problemă. Dacă pot să... dacă vorbești pe limba mea, nu e nicio bai. No, aici ai baiu, că niciodată nu știi cu domnul Coș Erico pe ce limbă să vorbești. E. Pentru că dacă zici în românește, zici eu sunt ungureic. Dacă zici pe ungurește, zici eu sunt româncă. Niciodată. De ce? Eu aveam un prieten, Gelul Pup, turc, și dacă ziceam ceva, zicea, nu, tu trebuie să vorbești cu mine turcește, eu nu știu românește. Deci nu, cu toate că născut în România și prieten foarte bun de meu, dar tot timpul se juca cu noi. Pe ce după ce se audă, nu înțelegea. Și noi, nu cred că... Limbajul universal, totuși, iubirea și respectul și prietenii rămân. Bun, în afară de faptul că ți-ai dorit mai mulți copii, să ai o familie unită, cred că toată lumea normală își dorește, e o normalitate să ai o familie unită și să știi că ai un sprijin. Care ar mai fi un regret al tău? Mă simt așa puțin, nu știu, sunt foarte efervescentă, adică sunt foarte temperamentală și
De multe ori... Dar lăsa microfonul, nu, nu, nu. Nu-ți face nimic. Așa. Și uneori eu mă simt că sunt... Am mult mai mult de dat și aș face mai mult și orașul ăsta parcă nu... Parcă tu se destui. Nu, mă refeream... Doamne ferește, nu mă refeream la... Destui. Mă refeream la activități. Activități culturale pe care le întreprinzi la radio, doamne, la teatru sau la ce? Nu, la teatru nu, dar uite, chiar îmi doresc film. Îți doresc să? Film. Să fac. Îmi doresc, fiecare își dorește. Da, și asta este un regret, că au trecut ani și puteam să... Dar niciodată nu e de ce n-ai mers la Hollywood? Cam departe. Și nu, ceva, nu, și atunci, nu știu, era... Păi, scuză-mă, suntem în Târgu Mureș, oamenii care ne privești știu că suntem în Târgu Mureș, aici s-au turnat filme, nene, deci nu, Sergiu Nicolaescu... Erau alte vremuri. Dar s-a dorit, pe maestru Rițiu. Da. Care maestru Rițiu, uite, din Târgu Mureș, a jucat în foarte multe filme, dar lui Sergiu Nicolaescu. Așa este, da. Unul la un milion. Așa este, da. Deci, din păcate, păi, da. Asta e problema, pentru că la noi e o chestie geografică, adică... Da. Castingurile sunt la București, castingurile nu sunt în Târgu Mureș. Poate mai un film aici. Dobrater și prietenii. Te invităm în filmul nostru. Mulțumesc. Uite, vin. Ai luat castingul. Vin. Vin. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Minunat. Uh-huh. Vinul ăsta e minunat. Extraordinar. Bun. Bucurii. Bucurii. Tot timpul am bucurie. Eu mă bucur și dimineața când mă trezesc și văd soarele că... Că te-ai trezit. Că m-am trezit, mă bucur și de păsărele, mă bucur. Știi de cum tot. Știi cum a zis o politician de top care astăzi este puțin ministru? Te culci. Cum era? Doamne ferește să te culci, trebuia să te trezești tort. Te culci, nu dormi. Te culci treaz și te trezești mort. Mort. Te-ai trezit, a murit, bine. Noapte bună, deci nu... E normal să te bucuri dimineața. Mă bucur tot timpul că există, mă bucur. Că sunt un om fericit, sunt un suflet voios. Sunt oameni care se bucură sau nu se bucură că existi? Irelevant. Având în vedere perioada prin care ai trecut... Răutăți sunt și vor exista. Știi, sunt la adresa ta răutăți? Au fost? Cred că la adresa tuturor. Pe mine nu vorbește de rău. Eu nu mă prietenem. Bune. Nu. Stai să o bătaie vizul. Vorbește de aici. Nu. Irelevant, adică nu. Ce-ți place cel mai mult? Muzica. Îi dăm? Ce vrei să cânti? Începem cu Mociriță. Cu ce? Mociriță cu Trifoi. Mociriță cu Trifoi. Vai, Erica Claudia Domocuș. Hai să auzim. Mociriță cu Trifoi, mociriță cu Trifoi, m-a pețit la maica toi, m-a pețit la maica. Vine să plângă.
duce după ce el frumos m-aș duce care gurița dulce care gurița dulce. Bravo! Te să aplaudă astuzi. Unde ai învățat să cânti? La școala de arte, la doamna profesoară Albu Lelie. Cum e să cânti de doi profesori? Acum bine. Foarte bine. Și chiar așa frumoși și tineri. Foarte bine. Vă mulțumesc frumos. V-o luat. Foarte frumos. Pam, pam. Foarte frumos. Ai învățat, ai absolvit școala populară de arte? Și școala populară de arte, da, și am făcut și în facultate, cantul muzică ușoară. Facultatea ai făcut-o la Târgu Mureș. Academia, da, se chema pe vremea aceea Academia de Artă Teatrală, da. Și acum este Academia de Teatru și... De Teatru și Film. Nu, Universitatea de Universitatea Arte. Universitatea de Arte și Film, așa. Da, așa este, da. Nu, Universitatea de Arte și UAT. UAT. Artă Teatrală. Artă Teatrală, da, da. Ce bine să stai cu profesorii. Așa este. Că... O universitate bună? Da. Mulțumită de, da, de ceea ce ai făcut? Da, foarte. Pe cine ai avut profesor? Vlad Drădescu. Frumos. Sergiu Dan Pop. Ion Săsăran. Pe tânși. Fost niște... Ați fost grupă mare de sfânti? Am fost... 20, aproape 22. Și colegii tăi mai sunt în teatru? Da, sunt în toată țara, împrăștiați în toată în teatru, țara. Da, în teatru, deci da. Încă sunt actori. Chiar am avut o clasă cu fete foarte frumoase și foarte talentate și băieți la fel, da. În momentul în care ai ajuns actriță și ai văzut că este foarte mic salariu, da, nu te-ai descompăit? Te-ai gândit vreodată? Niciodată. Să... Niciodată. Nu, nu am, partea asta materială nu am, n-am excelat în partea asta, niciodată. Nu. Nu mi-am dorit să am mult, nu mi-am dorit case, mașini, nu am... Pardon. Are ce are cu microfonul nostru. Pam, pam. Tan, tan. Nu. Niu. Niu. Nu, nu, nu. Dar ce ți-ai dorit? O viață frumoasă, împlinită. Ești împlinită în momentul ăsta? Da. Dar ai nu... ezitat puțin. Da, nu 100%, pentru că m-am obișnuit să fiu singură, sunt singură. Acum trebuie băieți să spun. Atac. Show. Șobea. 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 Dar e bună, e plăcută, e, dar totuși lipsește un interlocutor și aici, și aici. Și, da. Și mai unde? E, acolo alea deja sunt lucruri, bucătării interne, niște lucruri foarte serioase. Eu mă gândeam la altceva, dar nu știu de ce tot timpul te gândești la prostii. Eric, da, da, extraordinar, așa da, este. Deci așa ceva, deci nu poți să... Când, da, când ai avut ultimul iubit? Acum un an. Și înainte de el? Mulți ani am stat singură. Ai suferit în viața? Sincer, ai suferit? Da, mult. Și nici nu vreau să intru în detalii. Da, am suferit, da. Aș fi ingrată să spun că nu. Sau că nu. Da. S-au bucurat de suferința ta? Dacă s-au bucurat. Au fost, dar nu. Nu, vorbesc de foștii. Dacă nu, știau, nu știu. Știau că suferi? Sau mascai atât de bine încât... Nu știu, pentru că nici nu m-am mai... Au fost foarte multe nedreptăți vis-a-vis la niște lucruri și... Alea îmi pare rău. Lucrurile urâte care se puteau ocoli sau... Care nu au fost create de cuplu sau de mine sau de... Și în momentul în care îi vezi, ai un moment de la sunt, la care ai un moment de, nu știu, tresărire? Nu mai îmi permit. Mai devreme aveam, dar acum mă protejez, pentru că sufletul meu și... Intri într-o zonă de autoprotecție, practic. De autoprotecție și îmi impun că țin distanță, respect, bună ziua, bună ziua și atât. Foarte bine. Da. Nu am... Eu sunt foarte explozivă. Pe moment mă supăr, mă descarc, spun, chiar dacă uneori
nu suntem frumoși tot timpul, mai explodăm. Dar nu țin supărarea și dar ce urăți de explodare? Nu înțeleg. Nu suntem frumoși tot timpul, explodăm. Păi da, adică... Traduc. Adică să traduc. Bum. Bum. Adică dau din... Vorbești adică spun... mult? Nu. Nu tot timpul. Depinde. Scuze. Hai să luăm întrebarea asta. Coate nu tăiem, că tu știi că vorbești mult? Nu tot timpul. Da. Vorbește mult, vă spun. Vorbesc. Al naibii de mult. Da. Da, bine. Și asta e important. Mulțumesc. Pentru că sunt oameni care vorbesc mult și degeaba. Dar tu ești unul din acei oameni care vorbești mult și bine. Acum, pentru cine are urechi să te audă. Doamne ajută. Știi, în comunicare, arta nu este să știi să vorbești neapărat. Știu. Ci să știi să asculți. Așa este. Și cred că îmbinarea cea mai bună e să vorbești unui bun ascultător. Așa este. Pe care, din păcate, noi mai prea găsim. Din păcate, da. Și eu vorbesc mult. Și al naibii de bine câteodată. Câteodată. Mai dăm și noi, explodăm. Bum. Că așa e viața. Așa este. Care a fost cea mai mare nebunie care ai făcut-o în viața ta? Am făcut multe. Nu-mi spune. Dar cea mai mare... Top 3, hai să o luăm așa. Top 3 am făcut de acasă. Bum, bum. Top 3. Aici aveți semafoare și în studio, că în tot orașul semafoare. Una mai așa. În studenția am fugit de acasă, am anunțat că sunt la Chefândâm și de fapt am trecut Transfăgărășanu. Și când s-a făcut dimineața... Cu ce? Cu un cetățean și cu o colegă de-a mea de la facultate și ne-am dus până la Pitești, doar... Am fost la un club de noapte, am văzut niște dansatoare superbe, erau rusoace și culmea culmilor, domnul patronul binocat după mine, dar am scăpat de afară nevătămată. A fost greu când m-am reîntors acasă, pentru că de fratele meu cu mama mea deja vreau să mă dea dispărută la poliție. A fost cam dificil, că au fost cam duri cu mine, dar... Ai luat bătaie când ai fost mică? Da, dar nu prea mult. Nu destulă, să înțeleg. Adică puteai să mă iei. Nu. N-am fost chiar așa periculoasă. Când eram copii. Fratele tău este mai mare ca tine? Cu 3 ani de zile, da. Și cum a fost relația cu el? Cum este relația cu el? Cum a fost în copilărie? Cum este acum? Foarte bună. Da. Cum se poate într-o fată și un băiat? Pentru că... Bine, bătăile tipice. Da, bine, bătăi, că... noi am mai avut și niște necazuri în familie, că l-a călcat mașina lângă mine când a avut 7 ani și 20 de metri la trât. E bine? E bine, dar atunci și s-a scos plin, a fost zdrobit destul. 6 luni nu s-au dat mari șanse că va supraviețui. Ai suferit? O, cum să nu? Dar am și retrăit mult cel eveniment, timpul revenea. Cum să nu? Chiar dacă s-a întâmplat atunci când a fost copil, astea nu rămân și se vindecă cu timpul. Ce ți-a plăcut să mănânci când erai copilă? Care era mâncarea ta preferată? Când eram copilă, chită cu soare. De-a noastră. Chită cu soare și cu ceapă. Mergeam la Sânteana de Mureș, Dumnezeu să-l odihnească, bunicul meu, tatăl mamei mele, se chema Bălan Stelian, pregățean. Nu știu. Și totdeauna mergeam și spuneam toată chirac, mergeam de la ceilalți bunici unde vorbeam în grește și spuneam toată chirac să iepem jiroșcanele și spuneam, și afară, ce jiroșcanele? Ce ai spus jiroșcanele aici în casă, jiroșcanele? Vino aici! Mi-a cer odată. Ce? Pită cu soare. No, hai copilă! Păi așa câte o pită, bă, un soare, o ceapă roșie, așa. Minunat. Doamne ajută. Ce amintiri frumoase. Frumos la țară, frumoasă copilărie. Foarte frumos. No. L-am plesnit. Noroc. Doamne ajută, dobrătăr. Da, am avut copilărie foarte frumoasă. Ce amintiri mai ai? Cum a fost, nu știu, să fii bilingvă de mic? Adică să trebuiască să știi A fost fain. Eu am fost foarte băiețoasă. Eu aveam părul scurt când m-am dus la Boioi în clasa 9. Eram foarte subțirică, realmente. Părul scurt și s-au îndrăgostit fetele de mine, au crezut că sunt băiat. Și când am spus domnul cu șerica Claudia, au rămas mască.
Serios, da. Am fost foarte... Cum la 11 ani aveai? Nu. Și când aveai la liceu? Nu acolo aveam. Era vorba de picioare și de structura generală. Păi acolo nu, da, așa era... ai zis, când ai plecat de la teatru, mai puteam să joc roluri pe trebuie. Nu puteam, era vorba de... Mai jos. De puțin mai, adică de tot. Era un pic, dar nu. Nu. Pe la 18 au început să... 16, 7, să mijească mai, ok. Să apară coșurile. Să apară. Da. Bun, și în afară de pâine cu un soare, de ce îți mai aduce aminte? Fasole. De care? Frecată sau iahnie de fasole? Orice fasole, mâncarea mea preferată și acum. Pe bună. Fasole. Deci cu tine scapă lumea fasole, ieftină la restaurant. Da. Bine, aia, bum. Nu sunt. Depinde. Că vorbea de explozie. Acum am înțeles de unde vine explozia. Deci, în copilăria, ea a fost, uite, vezi? Cum le leagă Dumnezeu? Da, deci eu am fost explozivă. Păi acum înțelegem de ai fost explozivă. Pentru că mâncarea ta preferată a fost în timpul fasole. Vezi cum temperamentul cum se leagă. Noi avem aici amintul de nutriție și uite, avem Benedict, Mirdatod, Savor. Cea mai minunată grădină, restaurant, grădină din Târgu Mureș, cu zavod aici vecinii noștri. Curtea bavareză trebuie să păpăm, că așa e, că dacă bem și mâncăm și pe aceea zicem și de prietenii cu spitalul, că dacă mâncăm prea mult, ajungem și la spital. Știți că sunt bune. Cele mai bune, pentru că dacă știu să cui să facă ceva, păi fac niște mezeluri de cele mai foarte bune. Foarte bune. Și lasă gura apă. Da. Prieteni în copilărie? Foarte mulți. Români, maghiari? Și. Și am fost foarte băiețoasă, mă băteam cu băieții, băteam tot. Am jucat fotbal, am fost centru înaintaș la Electromureș în echipa de fete. Bum, bum, bum. Am făcut un not de performanță. Da? Da. În Mureș? Da. La Bürger am fost și la Eva Neni. La doamna Eva, antrenoarea, am fost. Eva Neni, cel mai șmecher spa din Mureș. Cine e Eva Neni? A fost o antrenoare foarte bună de not pe vremea aceea, 80-90. Și după aceea la... Și până unde ai ajuns? Ai făcut sport de performanță? Ai fost premiată, să înțeleg. Nu am ajuns chiar premiată, pentru că înainte de naționale am făcut o infecție foarte urâtă. Nu știu cum se întâmplă, mă, cât e un concurs, că e muzică, nu ajunge, că este premie să nu am avut o problemă urâtă cu urechea și am... Performanța e performanță. Și atunci... Care e rolul tău preferat în teatru? Nu pot să spui că e una. Sunt mai multe. În teatru sunt provocări. Poți să spui că e una. Nu un rol. Una rol. Toate rolurile sunt interesante și toate te incită, pe toate trebuie să le descoperi și să muncești. Bun, ok. Și unul care ți-a plăcut ție cel mai mult? Sau publicul? Hai, Alexandra din România, dragă Elveția mea. Am văzut piesa, foarte frumoasă. Da, bonjour popor, onor la tricolor, cald soro, mi se duce naibii voronețul. Da, de acolo. Cornelutria, da. Un spectacol extraordinar, cu 4 fete. Am niște amintiri superbe cu acest spectacol. Când ai jucat ultima dată? Păi de mult am jucat acel spectacol. Nu, în spectacole de... Luna trecută am avut Șabjac Poc Poc. Mișto spectacol. Unde sunt Drăcoaică Isterică, chiar invităm spectatorii să vină. Oare ce puteai tu să fii altceva? Drăcoaică Isterică, capra. Capra? Capra cu trăiez, mama. Adică capra a trăiez. Pam, pam. Pam, pam. Da, pam. Capra. Cu trăiez. Muzica românească îți place? Da. Ce gen de muzică asculți de obicei? Muzică ușoară. Ce înseamnă muzică ușoară? Muzică ușoară. Definește. Adică Ina este muzică ușoară. Nu, Mihai Larunceanu... Muzică veche. Muzică veche, da. Și muzică nouă. Nu, avem și... Din artiștii vechi, care e? Mihai Larunceanu e preferata ta? Da, Mihai Larunceanu, da, ea a fost. Și dintre bărbați? Gabriel Cotabiță. Ți-a plăcut? Da, și el. Mai mulți mi-au plăcut, nu numai el. Și Daniel Iordăcioa a avut o perioadă când era
Interesant. Muzica rock? Păi eu cam pe acolo, mă. Da. Foarte interesant. Ascultă muzică ușoară, muzică populară și bagă... Rock. Nu muzică populară, doamnă, muzică ușoară, muzică rock și bagă lăutărească. Pentru că îți place muzica lăutărească. Păi încerc. Nu prea am cântat, dar încerc să trec prin toate... Ce ai vrea să cânti o muzică lăutărească? Așa, o dedicație pentru mine și pentru toți urmăritorii noștri, care sunt din ce în ce mai mulți și vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi. Lume, lume? Lume, lume, soră, lume? Da. De aici, domnii profesori, de la Școala Populară de Artă din Târgu Mureș, cei mai buni. Să vedem. Lume, lume, soră, lume. Să zic un ban. Se mi-aduce aminte să zic un ban okay. cu lume, lume, soră, lume. Bine? Lume, lume, soră, lume, 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 soră, lume. Cum să mă las eu de tine, cum să mă las eu de tine, lume, soră, lume. Cum se lăsase de pâine și păruțul de mine, lume, soră, lume. Rock. Poate atunci m-ai poate atunci m-ai săturat. Când o cântați, când ura, când o cântați, când ura, lume, soră, lume. Când ori mai fi pe pământ și m-or băga în mormânt, lume, soră, lume. Așa e lumea trecătoare. Unul naște, altul moare. Unul naște, altul moare. Lume, soră, lume. Îl de moare necășește, îl de moare putrezește. Lume, cânți foarte bine. Da, băieții sunt fenomenali. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc din tot sufletul meu. Pentru cel mai șmecher eveniment care poate să fie în viața dumneavoastră, aveți aici Cristian Răzvan Band. Nu dați greș. Credeți-mă, cei mai buni. Dintre cei buni. Ca să nu ne confundăm. Și public, vă mulțumesc din tot sufletul meu că sunteți lângă mine. Și eu vă mulțumesc frumos pentru seara asta. Încă nu s-a terminat seara. Știu. Știi? Da. Bun, top cele trei nebunii a fost una, următoarele două. A plecat de acasă, în Dâmbu, ai ajuns în Pitești, la un club de noapte, era să rămâi acolo, dar te-ai schivat și ai ajuns înapoi acasă. Și alte două nebunii.
am iubit atât de mult, am fost atât de îndrăgostită la 19 ani încât am sărit poarta și am dormit cu iepurii într-o seră și am făcut și o pneumonie dublă. Deci am făcut și din astea. Am plouat. Stai să traducem. Am plouat și am... fost foarte îndrăgostit, am sărit poarta și am dormit cu iepurii. De cine ai fost îndrăgostită? Scuză-mă. Nu, am dormit în seră acolo erau și ei. Și am dormit cu ei, i-am acompaniat. În seră acolo erau... Da, iepurași, da. Da, am făcut din asta. Așa, și a treia? Ai făcut trei nebuni în viața ta? Am a treia când am... Am mai... Ai mai ce? Am mai făcut și eu. Ce? Pozne. Cum ar fi? Cum ar fi, am mai... Și spart pahare, așa. Ai vrut? Sau că le-ai spălat și s-au spart? Am... S-a întâmplat să se întâmple. Deci nebunia e că spăla vase să spart paharul. Da. Da, s-a spart bine. Care e băutura ta preferată? Nu beau vin decât foarte rar, bere deloc, câte un coniac cel așa. Coniac, da. Te simți împlinită? Ce îți lipsește să nu mai... Să zici, da... Acel partener de care ziceam la început? Da. Iubirea nu simți? Ea n-ai iubire până la urmă. Da, o simt, noi, dar... Noi oamenii emanăm iubire. Da, asta o simt, dar intimul, aia îmi lipsește, chestia aia de... Baga aia. Da, sunt romantică, recunosc. Nu dus la... Nu, sunt. Lumânări, chestii minuni, incendii, unul, doi, copierii, smurduri. Nu, lumână nu. Adică, odată, da, dar nu tot timpul, nu. Eu sunt mai pătimașă, mai pasională. Odată că după aia îl picură cu ceară. La mai bine a doua. Ești interesant ca om. Mulțumesc. Și cred că ți-ai trăit viața așa cum ai vrut tu. Acum o povestești cum o vrei tu și cum îți place ție. Ești ca o carte de istorie. Pentru că fiecare stat scrie istoria proprie așa cum este. Vrea el. Așa acum tu ești o carte deschisă, scrisă de tine, cum vrei tu să se audă. În proporție de cât la sută e așa cum zici tu? 70. S-am zis. Dacă nu știe de o vreodată, citești. 70. Bun. Crezi în dragoste adevărată? Da. Crezi în dragoste la prima vedere? Da. Ți s-a întâmplat vreodată? Da. A durat? Puțin, dar și acum mai este acolo, înăuntru. Și acum trăiește încă în mine. În sufletul meu, da. Și în mulți. Dar rămâne între noi. Este. Acolo este, da, cineva. A rămas? A rămas și va rămâne. Nu-l mai poți scoate? Niciodată. Vrei? Nu vreau să-l scot, vreau să rămân acolo. Ți-ai dorit vreodată să-l scoți? Nici nu m-am gândit. Crezi că îl simt de la fel? Da. Mai povestiți? Nu. Deloc? Deloc. Când îl vezi tresari? Da. El când te vede tresare? Nu știu, că nu ne-am văzut de mult. Decât... Decât tu pe el? Nu, decât pe... Da, anunelu, hai la joc, să ne fie cu noroc. Ca să fie treaba oblă, că așa e la, așa e la noi, măi, cu treaba oblă ca și retu. Că așa ne place nouă să fie treaba bună, că de ce să fie rău dacă poate să fie bine, sau vorba românului, decât bolnav și sărac, mai bine sănătos și bogat. Că așa ne place nouă să spunem. Care e cea mai mare bogăție ta? Fetița mea. Și sănătate. E sănătoasă? Da, mulțumesc. Până unde e sănătoasă? De jos până sus, de sus până jos. Până sus de tot? Până sus de tot. Mai vedem. Pentru că noi avem foarte mulți prieteni unguri și trăim într-o comunitate în care suntem români și maghiari, exceptând această campanie electorală în care
vezi, Doamne, suntem dușmani, dar de fapt noi suntem prieteni, noi cu noi. Așa este. Este o minciună ordinară ceea ce se întâmplă, că de fapt sunt unii ei și alții noi. După cum vezi, aici colț albastru nu avem. Așa este. Aici că vin români, că vin unguri, că vin sași, că vin tătari, că vin nepalezi. Înțelegi? Pe toți îi tratăm la fel pentru că suntem oameni. Așa este. Și pentru că ziceam de prieteni unguri, să nu le dăm noi o melodie așa de la Dobrater, o dedicație prin Erica Domokoș. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Már az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babának elég szép. De az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a Dobráternek a szeme fekete. Az a szép, akinek a szeme kék, Dobráternek a szeme fekete. Már az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Akinek a szeme kék, Dobráternek a szeme fekete. Doamne ajută, la mulți ani. Fiate, de-o când eram mic, la Alba Iulia, pentru că la noi vedeam unguri numai în poze și în timbre, că eu am fost filatelist, vorbesc serios, am avut timbre. Și eu. Tu aveai timbre cu român sau cu unguri? De toate. De Băi toate de naționalitățile. Și din Anglia, pentru că aveam niște neamuri de acolo și îmi trimiteau. Sănătate, nu. Doamne ajută, la mulți ani. Noi cântam așa. Hoza sep, hoza sep, adă să-ți ofrec, știi? Dar ce înseamnă kerme, pekerek, sekerek? Ce zice acolo în Hozasep? Barazenim, sötét. Nu, înainte, feketek sau cum? Akinek a szeme kék, aia este frumos, aia e frumos, cine are ochi albaștri, știi? Cine are ochi negri sau ochi căprui. Și de asta am spus că Dobráternek a szeme fekete, adică ochi negri, Dobráter. Să căprui, da. Important e că vezi bine. Căprui Visualmed, cei mai buni pe oftalmologie, Dacia, te rog frumos să o duci pe Erica Domokoș, că e treaba bună, client de bază. Ok. Nu vezi de aproape. Asta-i, eu am ochii căprui. Deci, ochi spre negri. Nu, mă, tot cum vrea eu. Așa e femeia, mă înțelege. Adică așa e femeia. Dacă femeia vrea, femeia poate. Îți place să te contrazici? Hai, nu pe mine, nu pe mine, cu mine, cu alții. Cu mine nu. Tu înseamnă că tu ești foarte de acord cu tine. Nu tot timpul, dar aproape. Te mai cerți așa din când în când? Uneori sunt chiar... Ești exigentă tu cu tine? Da, foarte. Cât de mult repeți, de exemplu, la teatru? Când... Nu prea. Eu am o memorie foarte bună și învăț foarte repede textul. La mine nu cu asta e problema. La mine e problema că temperamentul, că uneori sunt prea... Nu sunt... Prea? Prea... Da, te rog, sunt, termină propoziția. Da, sunt un om... Uneori sunt dificilă, da, sunt. Sunt dificilă pentru alții, de simțit? Și... Nu, sunt. Fiecare avem și calități și defecte și... Exigentă. Da. Ce înseamnă să fii exigent cu tine? Uneori mai scap... niște lucruri de sub control, mă mai împrăștiu. Fiecare om mai are momente când... Dar vorbește de tine, te rog, nu de fiecare om. Da, sunt momente în care îmi dau seama că trebuie să fiu mai atentă vis-a-vis de persoana mea, vis-a-vis de... Te-ai neglijat vreodată? Niciodată. Nu, niciodată. Ești din casă nefardată? Niciodată. Ești din casă nearanjată? Niciodată. Pui preț pe tine? Da. Care e prețul tău? Nu, nu este preț. Nu, eu nu m-am preț. Eu sunt inestimabilă, nu. Nu ești de vânzare? Niciodată. Puteți să te vinzi?
principii? Da. Care e principiul de bază al tău? Respectul față de mine. Cât de mult te respecti? Foarte mult. Ai avut momente în care ți-ai bătut joc de tine? Niciodată. Dacă cineva încearcă să-și bată joc de tine, ataci? Da. Îți plac animalele? Da. Care e animalul tău preferat? Câinele. Mă gândeam că ești capra. Ai câine? Nu am. Ți-ai dorit? Da. Și de ce o ți-ai luat? Pentru că deocamdată un câine este o responsabilitate foarte mare. Și nu... Trebuie să-l duci la pipi. Nu. Nu pot să-mi imaginez să-l las acasă singur și să... Mai mult timp. Și să sufere și să mă aștepte și să-l dezamăgesc. Când voi fi... pensionară și o să pot să mă ocup tot timpul și o să-i acord toată atenția, atunci voi avea. Te vezi pensionară? Sper. Nu acum, tu te vezi pensionară? Nu, încă nu. Încă mă văd prea puternică să... Pentru că ziceai că te simți ca la 30. Da. Asta înseamnă că mai ai vreo 30 până la pensie. Sper. Da. Bun. Trebuie să încheiem, pentru că așa ne stă bine, să vorbim ceea ce e esențial. Pentru mine să știi că ești o surpriză plăcută. Mulțumesc. Și îți mulțumesc că ai venit. Și eu mulțumesc pentru invitație. M-a onorat. Cred că cel mai important e să arătăm că vin oameni. Oameni pentru oameni, proiectul ăsta este un proiect independent, care are în spate pe mine și atât. Dar nu pot să nu-i menționez pe partenerii mei care sunt lângă mine, pe care îi prețuiesc și le mulțumesc frumos pentru că m-au ales. Și vorbim aici de Benedek, Mirta Tod, Savor, da. Krama, Krama Sântu. Îți plac nepalezii? Nu. Nu? Nu. Nu e un răspuns bun, dar asta da, este. Nu am cunoscut niciun nepalez. Păi atunci cum nu spun? Păi cum? Dacă o să cunosc, poate o să-mi placă. Birendra.ro, intră acolo și adu-ți un nepalez și sigur o să-ți placă. Îl căutăm pe-l mai fain, care să vină. Okay. Birendra, te rog, pune-l pentru Claudiu. Pentru Claudia. Claudiu. Să mai aștepte. Aesthetic Dental Clinic, cea mai mare clinică stomatologică din Târgu Mureș, Derma Concept, probleme cu pielea, probleme dermatologice, derma cu... nu tu. Dacă cineva are nevoie, tu ai probleme mai sus. Nu, acolo. Încă nu avem contract cu ei, dar aducem, crede-mă, și pe ei, după episodul cu tine, sigur, îi prinde ca și parteneri. Visual Med, sală de operații, dacă sunt probleme, Doamne ferește, dar pentru cele mai bune operații, sală nouă în Târgu Mureș, Visual Med, cred că despre asta trebuie să vorbim, să-i aducem... să fie la Târgu Mureș cei mai buni. Super driver, școală de șoferi. Ai permis? Nu. Doru? Discount, dacă zice Dobrate acolo. Deci mâine te-ai dus la permis. Școală automată, mașină automată, mașină manuală, mașină de 16 ani. Dacă intru în mașină, nu mai cobor din ajur. Mă duc cu ea în birou, deci nu mai las, că nu mai pot, nu că nu mai vreau. Și doctor Marilena Costea, care îți oferă un voucher de 1500 de lei, să știi, pentru estetică medicală, dacă ai nevoie să și arăți ca la 30, nu doar să te simți ca la 30. Frumos. Dr. Marina Costea, estetică medicală din Târgu Mureș. Și pentru că noi avem aici un semafor, repet, dacă vreți să vedeți semafoare, Târgu Mureș, putem să facem festivalul semaforilor aici, inclusiv în studio. Stingem aceste două lumini pentru că vor vine distracție. Noi dăm verde la distracție și încă o dată le mulțumesc prietenilor mei, Cristi și Răzvan Band, care sunt aici lângă mine și sunteți cei mai buni, dar Coti mă anunță că trebuie să-ți dau cadoul. Mulțumesc, băieți. Eu uit. Și îți mulțumesc frumos. Fii atent, mierda tund, brânzică. Mulțumesc. Benedek. Cărniță. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mi-a dat tot. Mulțumesc, Benedek.
și Crama Sântu, un vinișor de la mama lui, de aici, din județul Mureș. Mulțumesc, Crama Sântu. Eu personal vă mulțumesc, să nu uitați că l-ai invitații lui Dobrater din cei mai faini oameni. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit, Coti, ai voi, Lu. Și eu mulțumesc frumos. Băieți, mulțumesc, cei mai tari, Cati, respect, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Toate cele bune, la revedere, Doamne ajută să cânte muzica.